Salut! Noi suntem Cocoliși! Și asortați! Asortați! Ce mai asortați? Echipa albastră și bine ați venit la jocul cu prințesa din Evul Mediu! Prințesa din Evul Mediu? Felix se va juca deoarece el știe să se ascundă mai bine da, aici. Da, și uite, acum s-a făcut noapte, brusc, era de zi. Omul ăsta are lampioni de la din Minecraft, Felix. Da. Are și o sabie mare din Minecraft. Felix încearcă aici să creeze o diversiune, să-l facă pe ăla să creadă că noi suntem în altă parte. Omule, du-te acolo. Așa. Și Hugo și cu Beatrice trebuie neapărat să ne urmărească. Sau să vină după noi. Așa, așa. Vin? Se pare că au vin, nu? Ia uite pe partea stângă. Hai mai repede, femeie! Hai mai repede! Haide! Așa, așa, hai să mergem noi acum. Ai nu pot să cred, au zis well done. Du-te mai repede, Felix. Dar nu pot, că n-am putut de băiat. Așa, așa. Nu pot să cred că am trecut de omul ăla rău de data trecută. Ce mai s-o dinește ăsta după muncă? Da, face nani. E ketchup la gură. Ce ești, Mickey? Uite, ăla e un om acolo. Oh, ăla e iarăși acolo cu lanterna aia, vrea să se uite la noi. Și ce trebuie să fac? Ce trebuie să fac? N-am citit ce zicea ăla, că trebuie să așteptăm până ce pleacă ăla. Ah, stai, că dau cu un... Ai? Poți să-i dai în cap? Ci că trebuia să dai în cap la inamic. Nu să funcționeze. Nu să funcționeze, dar acum l-am chemat spre noi. Da. Și noi... L-am chemat aici ca să mai stea acolo și acum să-i mai plimba. Când se întoarce cu spatele, noi plecăm. Ah, ok. Înțelegi? Dar crezi că se întoarce cu spatele? Da, că el vede care-i faza acolo, e confuz pe viață. Și după aceea se va întoarce cu spatele. Ce, nu înseamnă nimic, a? Bă, pleci de aici! Nu, da, hai, revedere. Asta e șmecheria în jocuri. Vezi, este șmecherie de șmecherie, când omul se întoarce cu spatele. Uite ce cocoșață sunt toți. Echipa cocoșată. E cineva în față, e prietenul nostru. Hai de pe aici, să-mi dai bani după. Ăsta e de-al nostru, fraților. Dar ce seamănă astea două? Ce se întâmplă acum? Noi am ieșit, suntem în scăpare. Suntem cu siguranță? Draga pleacă, mea. Eu stau aici. Du-te și ascunde-te repede. Dar ploaie, n-ai umbrelă. Ce că ploaie. Aoleu, parcă presimt că ceva se va întâmpla. Ăla e omul rău cu mască. Da, din cauza care tenul foarte... Madame, aici sunt, au venit. Ai grijă de frate tău, Laurentius. Și doctorul are nevoie să-i dea... Nu, m-a tratat... Faringoseptul. Nu putem, fără faringosept. Ba, poți, încearcă, să faci din iarbă. Femeia vrea să rămână acolo. Trebuie să fii foarte așa, încât să dico să biocă la o femeie. Ci că trebuie să urmărim râul. Mamă, nu! Tot de bani de cheltuială! Fratele meu! Nu mai avem bani de cheltuială. Mamă! Deci Mike să nu mă trește. Nu știu, depinde cum se vindecă, cât de rapid. Doamna Beatrice se vede dacă ia faringosept repede sau nu. Nu știu dacă ia deja faringosept. Hai și plecăm! Trebuie să... Ne ducem la râu, nu știu ce se întâmplă. Oh my god, cineva vrea să tragă noi? Îmi place cum că fugi, că drept de poți. Îmi place cum o armată de oameni urmărește o fetiță și un băiețel și nu poate să-i omoare. Dar de ce ne urmărește? Suntem noi mai speciali? Are ăsta o boală, ăsta mic, și nu vor să facem ciuma. Ăsta are ciumă. N-are ciumă, pentru că nu-l mai ținut de mână. Nu, pentru că fără medicamente îi apare, știi? A, da? Da. Și ăștia vor ca să nu se contagieze. Știi? Incredibil, pe bune. Da, vor să se contagieze. Trebuie să mergem la râu, așa mi-a zis mama noastră. Da, eu simt râul, în fapt. Mai simte careva dintre voi râul? Simt râul. Nu se mă prindă nimeni. Dar ce, se bombardează ăștia? Da, nu știu care e. Uite râul, și trebuie să ne ducem înspre râu și unde curge râul. Știm să anotăm. Hai, țineți respirația și sari. Băi, m-aș pune de picior așa mâna, să văd dacă ea apare ce. După aceea aș sări. Așa de ce că nu pot să mă fac după aceea, mi-e frig și fac... Ca și când deschizi geam, vrei să vezi cum e vremea afară, dacă e frig sau rece, scoți așa un deget pe geam, știi? Și după aia ieși afară. Mamă, The Strangers. Străinii. Actul 2, antena primul act. Primul era de Innocence. Da, Inocența, așa cum a străinii. Bine. Dar cine era inocent în primul act? Eu. Tu? Da, eu. Tu erai inocent! Ideea este că eu plec aici cu fratele meu ăsta, Laurențiu, și cu păsânziana asta cu o praștie. Dar nu înțeleg, nu-l chema Hugo. Cine? Zice, frățiorul ăsta nostru îl cheamă Hugo, Laurențiu e altul, trebuie să-l găsim pe Laurențiu. Și că satul trebuie să fie mai încolo. Trebuie să-l găsim pe Laurențiu, da. Laurențiu fie un doctor ăsta, în cele mită, ai bani? Nu știu.
Se pare că suntem super înotători. Fata se gândește, a, ce-mi doresc machiaj? Poate începe la Sephora înainte? Ah, dacă mă vede un băiet mor! Ne doamne, să fie reducer la Sephora! Ce puțin Hugo? Hugușor? Are nevoie la baie, ok. Te simți bine? Mami, dar burta? Mama nu o să se simtă bine când o să afle că am căzut în apă. Nu cred că o să supere. Dar de ce îl prea protejează așa tare? E răsfățatul familiei. E răsfățatul familiei. Lasă că dacă nu-i zicem, nu o să știe. Și tot jocul trebuie să avem și de ăsta mic? De băiețelul ăsta mic, da. Noi suntem, parcă suntem Hansel și Gretel. Soară! Ajutor, găsește ajutor, Felix, cică. Stai că vreau să ștanglesc. Cineva care să ne ajute să ne ducem la Laurențiu. Unde-i mâncare? Pești nu este pe aici, pești. Pești nu este, nu este pești. Da, nu este pești. Hai să fugim. Uite o găină! Deci unde? Cineva unde? Va fi pe aici, unde? în față. Față găină? Da. Să înțeleg că pe aici vor fi oameni. Trebuie să găsim pe cineva, poate îl știe pe Laurențiu. Dar ce piața asta abandonată? Poți să ciordezi? Uite, Felix, dovleci! Uite, ăsta merge să mânce singur. Uite, și mere, pere, ce s-a astea, mere? Și muște. Sunt putrezit, mere. Mere, pere, muște. Mere, pere, muște, avem de toate. Da, toate sunt putrezit. Știi ce cred eu? Când satul ăsta așa, eu pe gât la cred gât. Cred că da. Și ori așa. Eu am făcut pe gât la gât. Uite ce număr fain. Bă. Asta așa se purta înainte, Felix. F-look. Wow. Că trebuie să fie o grămadă de oameni. Fum acolo. Cineva face focul acolo. Dar bun, dacă e o chilărită aia. Unde sunt? Uite, oameni. Așa. Uite că fuge femei. Oamenii. Femei. Că fuge oamenii când mă văd. Fuge. Stai puțin, asta era, unde era fumul? Ci că par speriați. Da, hai să la ușă. Hai să mergem după ei. Poșta. Nu vă temeți de noi. Poșta. Administratorul. Suntem fata al lordului Robert. Am fost atacat, avem nevoie de ajutor. Mă rog, e foarte frig afară. E foarte frig afară. La 40 de grade, dar îngheață cotița. De la condens. Dar mie nu-mi pare așa de frig aici în jocul ăsta, pare bine. Ăștia n-au auzit de frigul din România. Băiete, unde duci? Statul Jun a fost atacat, vă rog, ajutați-ne, suntem mulți și înfometați. Răspund asta? Alo? E cineva acolo? Avem nevoie de ajutor. Da. Nimeni nu o să ne lase să intrăm. Ce se întâmplă cu ei? Mă, au trecut prin greu, n-ați văzut, li s-a mucigăit brânza acolo afară. Așa nu prea fac curat. Da, bun, asta e viața. Trebuie să găsim pe cineva în tot satul ăsta, asta este misiunea cineva noastră, știi? Uite că iarăși ni s-a închis o ușă în față, ai văzut? Da. Aici, geamurile astea, unde da. Unde e Laurențiu ăla? Laurențiu, ești acasă? Aici cred că e închis. Ceva e ciudat, da, ce stres creepy. Da, creepy noaptea, cred că, dar ziua e destul de romantice. Uite-te, ușa cu X, pe aia trebuie să mergi. Sigur? Și că asta înseamnă că sunt oamenii care sunt bolnavi înăuntru, de-aia o da cu X. Văd ca mulți. Auleu. Hai să plecăm de aici, nu vreau să iau o tusă. Laurențiu, vină cu așa. Și că am putea să ne îmbolnăvim și noi de la ei. Cât sunt! Văd, ai ciumă peste tot. Orașul este contaminat. De-aia toți oamenii se ascund. Cică miros că cineva face grătar. Unde? Unde? Miroasă grătar? Unde? Uite, eram niște mere. Oh my god, am dat peste cineva. Oare sunt oameni răi sau oare buni? Grătar, ăsta era grătarul. Arată ca un grânat. Te rog, te implor. O, mai și pe asta vreau să ardă. Bă, înainte când nu erau medicamente. Și vrea să ne ardă și pe noi? Da. Zice că l-am găsit pe băiet. Că a atacat copiii. Ce arma aia? Ce baros ăla? Vrea să dea mine cu baros ăla? Dar doare ăla dacă dă. Deci că ăsta este ultimul sat, că noi am infectat tot satul. Ba nu noi. Hai Cristina să noi ne batem. Noi n-am făcut nimic. Unde? Noi suntem cute. Păi uite că vine ăla. Stai că eu cu praștea dau. Nu pot să cred. Vor să dea noi cu barosul ăla. Escape the villager. Uite că vin după. Vor să ne ardă, Felix. Dar unde-i praștea mea, Cristina, la tine? Stânga. Hai, du-te, repede. Îmi place că veneau de peste tot. 20, dar îmi place cum noi. Felix, în dreapta, fugi. Parcă suntem într-un labirint. Ah, ușa deschisă, ce convenabil. Intră înăuntru. Închide-o, n-are lacă dintr-o la... Ce ai de mâncare pe aici? Aule, oameni. Și ce este deja? Uite, eu nu sus acolo. O să ne... O să ne vadă, frate. Stai că eu sunt gamer și... M-a văzut. Ne-a văzut. Oare ne-a văzut? Nu, că e semichior. Aule.
Are o seceră, Felix. Ce, că n-am găsit nimic. Ba da, te-am prins. Încă nu prea sunt inteligenți. Aolea, în care parte să o luăm? Pe scări. Că unde mergem? Vino, fugi cât trebuie de poți. Mă, dar de ce au crezut aia că noi le-am infestat orașul? Pe Space? Pentru că chiar le-am infectat. Chiar noi? Da. Pe bune. Da, ci că băiatul ăla, sau nu știu dacă noi, dar băiatul ăsta ce care ceva. Și asta. Și vas din asta. Nu mai am trebuie. Pietre, ia-le, nu știu cum. Splin. Ai, ești plin de pietre? Ce faci asta așa? Poate poți să te ascunzi. O să o trag undeva. Căruțul ăsta? Unde? Dar unde o trag? A, uite, acolo o să mergem. Așa, uite, vezi? Da. Ce șmecherie! Îmi place cât de combinabil găsești așa anumite lucruri de care ai nevoie. Hai, Felix, fă-i curba! Da, nu vrea! Că ne prind ăștia! Așa, mergi și faci curba între timp. Te pricepi tu, hai. Așa. Cu musul? Da. Bun. Și acum fugi. Dă-i space. Băiatul ăsta ar trebui să mai crească și el, ca să mai urce și el mai ușor. Ar trebui. Haide, spațiază-te. Uai, ce fac covoară de piele de animale. Ok, și acum ce fac? Arăși pietre, zustei, zice. Să merg. Pe aia? Zustei, nu, dacă aleg eu să zustei lua la mic. Cât okay. Saci cu pietre ați văzut? Și aici ce fac eu aici așa? Unde ne ducem, fraților? Nu vreau să ne prindă. Uite, aia de acolo, trebuie să o dărâm. Aia. Ci că lanțul pare foarte puternic. Trebuie să rupem lanțul cu o piatră. Da, e normal. Mai sus, Felix. Dar nu vrea, uite-te, că nu vrea mai sus. Nu vrea, poate trebuie mai de aproape sau mai de la distanță. Se poate mai de la distanță. Nu, stai puțin. Nu vrea. Mamă! Stai puțin, că am o idee. Dacă dau cu ăsta. Da. Dar nu vrea, uite-te. Încearcă să dai așa cât de cât. Dau cât de cât? Da. Na, uite-te. Dă-i cât de cât. Vezi cât de cât? Da, n-a mers. Uite, poate trebuie să duci aici, în punctul ăsta mai departe, știi? Eu trebuie să dărâm aia cât de cât. Poate de aici, de pe sus. Trebuie să o dărâmăm cât de cât. Nu vrea să dărâmăm. N-avem țintă, fraților, nu ne-am antrenat destul. Eu trebuie să dărâm aia, dar aia, stai puțin, dar de unde, la ce ține lanțul? Ține lanțul de la chestia aia. You can break the chains by shooting at the connecting ring with your sling. Da, dar nu putem să conectăm okay, și cum inelul ăla cu praștea noastră. Cum trag cu praștea? Cumva, cu click. Uite, asta e praștea, asta e praștea. Așa. Mamă, ce tare a fost, Felix! Bate palma! Deci am opțiunea să lovesc cu mâna sau cu praștea și am zis, bă, să dau cu praștea. Păi mai bine cu praștea. Așa, și ăsta unde îl pui? Aici, că să... A, acolo ai o gaură în perete? Stai că... Uite, frate, că trece timpul, ne arată acolo că se apropie oamenii răi. O, dar e greu! Felix, o să se apropie! Așa. Le aud cumva vocile? Așa. Ia-l pe ăsta mic. Prima dată Hugo, frățiorul nostru. Urcă-te. Și acum și după aia noi. Să scăpăm de aici. Așa. Pe tobogan! Fugim! Ok, până acum se pare că ne-am descurcat super bine. Nu ne-a prins nimeni, încă suntem în viață și nu ne-a ars nimeni. Se pare că dacă tușești aici așa te ard. Se pare că da. Toți care ce combinare. Ce-s mai mulți oameni pe aici cumva, iaud? Body shakes. Hai, fugi și tu! Urcă te fac! Ah! Nu! Ah, super! Vezi, dacă ești așa gras! Și acum ce facem? Eu trebuie să ajung pe partea altă. Nu s-a țin și cam praște. A, uite. Ce convenabil! Putem pe aici? Ce că o găsit nu știu ce ca să ne putem încățăra. Și ce ai găsit? Stai să-mi o dea. Ce-o găsit? Hugo, ce ai găsit? Vrem și noi să venim! Hugolica? Hai, adune ce ai găsit! Hugo. Că încep să mă împacientez, nu de alta. Vezi că vin aia. E tot pe aia că vin. Te-au găsit pe partea asta altă. Pe acolo. Incredibil. Hai, ce că ne-o pus. The great up there, hurry. Bun, hai să vedem. Trebuie să punem un căruț, ceva. A, uite, te zolovesc aia. A, ok. Hai că te pricep la ținte, tot așa cu slingshot-ul. Bravo! Cât de tare a fost Felix! Ok, și acum am făcut aia și după ce m-a ajutat, că vin aia. Acum ce facem? A, uite, ne-l aduce. Ce forțos e! Așa, bravo!
Ce șmecherie în pălărie! It's my fault. Și cum, pe aici așa spațiu? Hai, cu spațiu. Spațiu? Cu spațioza. Bă, dar praștea asta e cam tare, dacă dau o boabă din aia în cap. Deci trebuie neapărat să-l găsim pe Laurențiu. Să văd dacă-l găsim. Hai să vedem, bine că nu-a fugit copilul singur. Mamă, deci la timp am făcut, că altfel veneau ăia, ați văzut, erau acolo jos, da. Bun, o să continuăm data viitoare, ați avut butonul de Crocolite, scrieți în comentarii ce vreți voi. Mi-e frică să nu ne prindă și ne vedem data viitoare. Pa!